puțin după miezul nopții, mai multe echipaje de la ambulanță se îndreptau spre localitatea constanțeană Tarii Verde. 5 persoane, printre care și 2 copii și o femeie însărcinată, aveau nevoie de asistență medicală de urgență după un teribil accident de circulație. Am fost solicitați pentru un accident, s-au deplasat 2 ambulanțe, acolo au fost identificate 5 victime cu leziuni minore, care au fost transportate ulterior la Spitalul Județean. Într-o curbă periculoasă din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, jeepul a fost proiectat în decor și s-a răsturnat de mai multe ori până să se oprească în mijlocul câmpului. Cauza accidentului este neadaptarea vitezei la condițiile de drum. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, încă 2 adulți și 2 minori. La câteva zeci de minute, tragedia avea să lovească din nou. Pe drumul ce leagă localitățile constanțene Hârșova de Ghindărești s-a produs un grav accident de circulație. Polițiștii care au făcut cercetarea la fața locului spun că, după urmele de pe carosabil, cel mai probabil femeia a adormit la volan și a ieșit de pe șosea, unde a lovit un pom, a dărâmat un indicator rutier și s-a răsturnat în șanț. Pe DN2, în dreptul kilometrului 129, a avut loc un accident de circulație, s-a dat cu vătămarea corporală a 2 persoane. Conducătoarea auto mergea pe relația Constanța-Hârșova, în dreptul kilometrului pierde controlul direcției de plasare către stânga și se oprește într-un canal de colectare a apelor fluviale. Cei 2 au fost preluați de ambulanță și duși la spitalul din Hârșova. Medicii spun că băiatul de 12 ani a scăpat cu traumatisme ușoare, însă în cazul mamei sale lucrurile se complică. Femeia a fost transferată de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța cu răni grave la picioare și cel mai probabil va fi supusă unei intervenții chirurgicale. Polițiștii au fost nevoiți să oprească traficul pe drumul național 2A preț de câteva minute pentru ca cei de la tractare să poată recupera mormanul de fiare.